de la bagajele cu căruciorul. Am fost cazați în Betlehem la Casa Nova. Este o casă parohială, undeva chiar la periferia orașului. Imagini de pe geamul hotelului, de unde stăm. Periferia orașului este în plină reconstrucție, dar cam asta este aspectul caracteristic al caselor din această zonă. În dreapta se vede solul lor caracteristic. Aceeași imagini de ieri, luate la dimineața înainte de a mânca și de a pleca înspre prima zi de excursie. Încă nu știu ce iau. Hotelul nostru este la stânga, clădirea care se vede acum. Biserica Nașterii Mântuitorului. Undeva trebuie să fie și grota. Construită pe locul unde s-a născut Iisus Hristos, prima biserică construită de Constantin cel Mare. În secolul al IV-lea. S-au făcut foarte multe modificări de parcurs. Justinian a mai modificat ceva și de la Justinian. Această biserică a nașterii Domnului biserică creștină. În anul 614, prin Țara Sfântă, a fost o invazie persană care a distrus totul. 1500 de mănăstiri și 1000 de călugări. O să vedeți și la Hozeva niște mărturii. Biserica aceasta este construită de Sfânta Împărăteasă Elena. În anul 326, de fapt, Sfânta Împărăteasă a construit mai multe biserici în Țara Sfântă. Mai târziu, Sfântul Împăratul Justinian a refăcut biserica, a pus peste mozaicurile acelea niște talii, o să vedem.
În timpul ocupației otomane s-a construit această poartă mică care se numește Poarta Umiliței. Poarta inițial a fost mare, după aceea s-a făcut puțin mai mică. Și dat fiind faptul că musulmanii intrau călare în biserică, pentru a nu mai fi profanată Sfânta Biserică, s-a construit această poartă numită Poarta Umiliței. Cum v-am spus, prima biserică a fost construită în 326. Biserica pe care a zidit-o Sfânta Elena se compunea dintr-un atrium, deci pronaosul, un naos compus din 5 nave longitudinale, sprijinite pe stâlpi de marmură și altarul poligonal. Pardoseala era împodobită cu mozaicuri de mare calitate artistică. Sunt acolo... Da. Împăratul Justinian a împărțit atriumul în două încăperi, pridvor și narthex. Navele laterale sunt sprijinite de 44 de coloane, sunt câte 11 pe fiecare rând. Pe, vedeți, pe coloane se sesizează încă picturile vechi. Sunt scene, unele sunt scene de la sinoadele economice și sinoadele locale, mai ales cu părțile laterale, dar nu vreau să mai văd. Această biserică a rămas neatinsă de perși din cauza faptului că aici au existat niște mozaicuri care înfățișau niște conducători persani. Deci magii care au venit de la răsărit erau persani și o să ajungem pe Fecioara Maria născut pe Fiul lui Dumnezeu. Haideți să vedem... Catolicilor, după aceea, din anul 1700, a revenit la Grecia Ortodoxă. Sunt majoritatea Grota. În stânga este grota unde au fost găsit scheletele celor 14.000 de copii omorâți de Irod. Aici este grota, tot în catacombele unde sunt oasele. Țarul armenesc. Pelerinii urcând spre Biserica Nașterii Domnului. În depărtare, aspecte din Betleem. Caravanele de pelerini tot timpul afluiază spre biserică. Ne-am pornit să căutăm mașina cu care trebuie să mergem la mormântul lui David și la... Așa cum apare el astăzi vizitatorilor, are un aspect de lăcaș de cul modern, foarte valoros din punct de vedere arhitectonic. A fost construit în anii 50 după un proiect al arhitectului italian Antonio Barluzzi, care are numeroase opere de bună calitate în toată Țara Sfântă. Aici e Câmpul Costorilor. Ei sunt primii care au auzit de nașterea Domnului. Bisericuța construită pe câmpia păstorilor.
mult al mine și mi-a și puțin supraexpus. Sunt a doua expunere. Vizita în care se presupune că au locuit păstorii. Asta deja este Chici. Acolo, în vârful dealului, locuim noi. Israel Museum? Yes, yes. You have voucher. They share to you today. Partea dreaptă, o localitate puțin mai modernă. Este evrească și este ceea ce se cheamă implantare în teritoriu. Vedeți ce frumos se vede în dreapta pustiu. În stânga acum se vede pustiu și acolo este implantarea evrească. De sus, imaginea asupra văii. Ruinele castelului lui Irod. Văzut de sus. Niște tuneluri, cisterne de apă. Și intram pe undeva la mai mijlocul dealului și se ieșea exact. Deci era un turn mare de observație. Deci în vârful Herodionului, cetatea de apărare a împăratului Irod. Tot de sus, din vârful dealului, vedere îndepărtări. Iar am contaminat și... Doi este un rotund, așa, nouă sunt băile romane, 7 este tricicliu, 6 curtea cu peristilul, deci ai turnul rotund. Deci ești chiar acolo, este capela bizantină, nu prea se vede. Imagini din Betleem. Pe străzile Betleemului. Care sunt foarte multe în lucru. Și casele în Ciorchina e pe vale. S-au dat și noi.